femeia care a fost vândută de Nicolae Ceaușescu pentru 10.000 de dolari. Nu a mai revenit niciodată în România. Chiar dacă și acum sunt mulți români care îl consideră pe Nicolae Ceaușescu unul dintre cei mai mari patrioți ai țării, fostul lider comunist și-a vândut cetățenii. La propriu. Aceasta este povestea Elisabetei Margareta Groszet, femeia pentru care Ceaușescu a cerut 10.000 de dolari. Femeia care a fost vândută de Nicolae Ceaușescu pentru 10.000 de dolari. Elisabeta Margareta Grozet a absolvit cursurile conservatorului Ciprian Porumbescu din București. Era anul 1969, iar viața ei era una bună. Era văzută bine în cercul său de prieteni. Trăia însă în plin comunism, iar tovară și începeau să-și pună din ce în ce mai mult amprenta asupra societății. Și-a întâlnit partenerul de viață cu care s-a căsătorit. Viața era frumoasă, iar tânăra era fericită. S-a căsătorit cu un inginer, care însă a fost nevoit să plece din țară. A plecat la un congres în Helsinki, Finlanda. Erau căsătoriți de doar un an de zile. Punctul de cotitură din viața ei Ei bine, acela a fost punctul de cotitură în viața tinerei Elisabeta Margareta Grosset. Bărbatul nu a spus nimănui ce planuri avea, însă era sătul de comunism și dorea o schimbare. Majoră Așa că a rămas în Finlanda pentru o scurtă perioadă de timp, după care a plecat în Suedia, ca mai apoi să ajungă în Venezuela. Soțul meu, nâr inginerul Lungu, a plecat la un congres de informatică în Helsinki. Și a prelungit șezutul în Finlanda, cum îmi place mie să spun. De acolo a fugit în Suedia, unde avea un prieten căsătorit cu o suedeză. A cerut azi politic pentru șase luni, după care s-a dus direct în Venezuela. La Caracas, avea doi unchi, frații mamei, familia Pria, declara Elisabeta Margareta Grosset pentru libertatea. Decizia soțului a șocat opuri și simplu pe tânăra Elisabeta Margareta Grosset recunoaște și acum, așa cum a făcut o și în fața securității, că nu a știut nimic despre planurile secrete ale soțului său. Eram căsătorită de un an cu el, dar m-a lăsat mască prin decizia de a nu se mai întoarce în țară. Nu m-a anunțat că vrea să fugă și nimeni nu m-a crezut că nu știam nimic. Plecase cu geamantanul plin cu lucruri pentru o săptămână, cu diurna, cu pașaportul și cu biletul de avion dus întors, a mai declarat femeia, conform publicației menționate anterior. Ceaușescu a vândut-o soțului ei. Ei bine, după ce au interogat-o zile la rând, cei de la securitate s-au gândit că pot face ceva bani de pe urma femeii. Nicolae Ceaușescu și-a dat acordul ca femeia să fie pur și simplu vândută. A cerut 10.000 de dolari pentru a o lăsa să plece la soțul său. Au venit cei de la cadre, de la institutul care l-a trimis în delegație pe soțul meu, și m-au luat la întrebări. Mai apoi, după negocieri, s-a stabilit că voi fi lăsată să plec în schimbul unei sume modice. Soțul m-a cumpărat de la Ceaușescu cu 10.000 cum vindea evrei cu 5, 0, 10, 0, bucata, tot așa, ce cu vindea români. Banii pe mine s-au plătit la o bancă din Viena, Austria. Ca să adune suma asta, soțul s-a împrumutat în trei locuri, de la unchi, de la un grec și de la patronul fabricii unde lucra, a spus, de asemenea, Elisabeta. În anul 1973, femeia scăpa, totuși, de comunism și ajungea într-o țară ce depășea România din punct de vedere economic, care s-a transformat însă în scurtă perioadă într-una dintre cele mai periculoase țări din lume. Citește: și care a fost primul loc de muncă al Elenei Ceaușescu. Imagini nemai văzute din tinerețea tovarășei. Foto. La început am predat lecții de pian, deși soțul câștiga bine și puteam sta acasă. Nu era nevoie să muncesc. Dar nu puteam sta degeaba. De ce pian? Aici nu se auzise de violoncel, iar pianul era al doilea instrument pe care îl studiasem la conservator. Așa că am predat instrumentul secundar. Angajată la Orchestra Sinfonică din Caracas. Cu toate că a avut de atâtea ori ocazia să se întoarcă în România, Elisabeta Margareta Groset, ajunsă acum la vârsta de 73 de ani, nu a făcut-o, a revenit în țară de câteva ori, însă doar pentru a participa la festivalul George Enescu. Recunoaște că acum Venezuela este o țară foarte periculoasă, însă spune că este casa ei. Am fugit de comunismul din România și uite ce trăiesc acum! Așa e roata vieții. Acum e buleala aici. E rău. Lumea nu are ce să mănânce. E adevărat ce vedeți la televizor. Nu ies din casă fără mașină. Nici până la colț nu mă duc pe jos, de teamă. Am un Mitsubishi. Nu port bijuterii, nici măcar ceasul la mână nu mi-l pun. Nu vorbesc la telefon când sunt la semafor, deși aici nu este interzis, iar toate mașinile au geamuri fumurii. Oricând îți poate ciocând cineva în geam, ca să-ți fure telefonul sau altceva. Când merg la supermarket, sunt paznici care păzesc mașinile. Plătesc cu cardul la magazin, nu merg cu bani cash. Între timp, Elisabeta a divorțat de inginerul Lungu, care s-a reîntors în România s-a stabilit la Arad. Cei doi au îmbăiat împreună. Elisabeta Margareta Grozet se învârte în cercuri înalte în Caracas, unde este încă angajată la orchestra simfonică. În plus, predă la o școală privată selectă, așa că nu are de gând să mai revină în România niciodată, decât, poate, în vacanță.